Iată, ne ajungem la ultima prezentare din acest serial, Titania ai Credinței, în care vrem să vorbim despre un om al lui Dumnezeu care a însemnat foarte mult în perioadele de criză prin care a trecut poporul Israel. Poate că te întrebi și repet și în seara aceasta de ce. Ar trebui să înviem noi niște personaje biblice care au trăit în urmă cu mii de ani. De deci ce ar trebui să admirăm niște eroi care au fost atunci și care astăzi parcă nu mai sunt la fel de relevanți așa cum erau atunci? Cu toate acestea, aș vrea să nu te pripești, aș vrea să înțelegi că acei oameni ai lui Dumnezeu care au slujit atunci și care au trăit în vremuri de criză, de restriște, sunt modele pentru noi și astăzi. Mai ales că trăim într-o epocă în care nu prea mai ai pe cine urma, modelele sunt foarte rare, cele sănătoase mă refer. Dacă e să ne gândim la valori și asta se evaporă din ce în ce mai tare, dacă e să ne gândim la instituții, devin din ce în ce mai puțin credibile în ceea ce fac, dar de la, începând de la instituțiile politice și chiar și cele de stat mai nou, încep să politizeze inclusiv lucrurile care sunt concrete, lucrurile care ar trebui să meargă ceas, indiferent de culoarea politică, indiferent de... Uh, coloratura aceasta de partid ar trebui să fie toate foarte clare, însă lucrurile sunt din ce în ce mai neclare. Și dacă atunci lucrurile au fost grele și aproape imposibile, ce să mai spunem astăzi că prostia, răutatea, non-valorile, lucrurile rele se. Colportează mult mai repede cu ajutorul tehnologiei. Așa că, dacă ne gândim la aceste personaje biblice, putem să găsim adevăratele valori, putem să găsim credință, putem să găsim acel fundament pus de Dumnezeu în sufletul lor, care este un exemplu pentru noi, putem să găsim situații limită în care ei au făcut față și putem să găsim modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor și poate să lucreze și în viața noastră. Așa că această serie de prezentări Titanei Credinței vine în sprijinul tău în aceste timpuri când lumea se clatină, când cele mai credibile instituții încep să dea cu stângul în dreptul și încep să facă o politică împotriva populației pe care o conduc sau pe care ar trebui să o ajute. În timpurile acestea, când războiul bate la ușă, când sunt tot felul de crize financiare, de sănătate, energetice și o să mai vedem ce urmează, în aceste timpuri ai nevoie de stabilitate. Și nu poți găsi stabilitate decât în credință, în valori, în Dumnezeu, pentru că până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Și toți ceilalți care sunt pe lângă ei. Așa că, în această introducere, aș vrea să, să înțelegem că avem nevoie de adevăratele valori, avem nevoie de scriptură, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de acea stabilitate pe care o poate produce încrederea în Dumnezeu și în capacitățile pe care le-a pus în noi ca să ne descurcăm și să răzbim în vremurile acestea. În această seară aș vrea să vorbim despre Elisei, omul care nu credea în imposibil. Îmi place foarte mult omul acesta lui Dumnezeu pentru că în toate situațiile dramatice și în toate situațiile la limită în care s-a aflat, el nu a intrat în disperare, nu a intrat în descurajare, n-a zis ce o să facem, nu mai avem idei, s-au epuizat resursele, nu mai știm cum să o scoatem la capăt. Nu, Elisei era omul lui Dumnezeu care rămânea calm, era omul lui Dumnezeu care avea credință, era omul lui Dumnezeu care întotdeauna își punea încrederea în puterea lui Dumnezeu și întotdeauna găsea soluții. Pentru el nu exista imposibil. Nu credea în imposibil. De fapt, Chiar spunea uh, marele astronaut Armstrong că imposibilul există până când ceva este făcut și după aceea nu mai este imposibil, este deja realizat. Elisei fiului Șafat din Abel, Mehola, o localitate din Valea Iordanului, a fost profetul pe care Dumnezeu l-a chemat de la coarnele plugului pentru a continua lucrarea profetului Ilie. El și-a părăsit familia și ocupația de plugar răspunzând imediat chemării lui Dumnezeu. Elisei în momentul acela a luat perechea de boi cu care arase și i-a adus ca jertfa fiert carnea lor și a făcut din lemnul plugului, a făcut foc, Având ca semnificație faptul că el niciodată nu va mai avea nevoie de ele. Și apropo, dacă stăm să ne gândim la misiunea ta, la lucrarea ta, la visul tău, la ceea ce vrei să faci, dacă mergi întotdeauna de la început cu ideea planului 2, ei, dacă nu o să meargă asta, o să văd ce o să fac. În momentul ăla să știi că nu o să reușești, pentru că n-ai motivația suficient de puternică pentru a reuși. Nu dai totul pentru visul acela, pentru credință, pentru Dumnezeu. Și Elisei a zis, n-am nevoie de un plan B. Nu vreau să mă mai întorc aici unde am fost. Dacă Dumnezeu m-a chemat la slujire, dacă Dumnezeu m-a chemat în slujba lui, niciodată nu voi da înapoi și voi merge cu Dumnezeu înainte. Deși era doar plugar, Dumnezeu a văzut la el calitățile care aveau să facă din el un predicator plin de putere pentru cauza dreptății, pentru cauza lui Dumnezeu. A făcut din el un proroc, un om al minunilor și un ajutor pentru poporul său în cele mai mari vremuri de criză. Lucrarea prorocului Elisei s-a întins pe parcursul a mai multor ani, undeva la 50 de ani, în timpul domniei mai multor împăraței lui Israel. Slujirea lui, dacă o datăm de la chemarea lui, așa cum am spus, se întinde pe timpul domniilor lui Ahab, Ahazia, Ioram, Jehu, Ioahaz și Ioas, din câte mi-aduc eu aminte, pe o perioadă de mai bine de 50 de ani. Numele său înseamnă Dumnezeu este mântuire. Dacă ne uităm la lucrarea lui, a fost una impresionantă. A venit cu. Acea cerință la Elie, ca să vină o îndoită putere din Duhul lui, vă dați seama că a avut un curaj, o credință extraordinară, să-i ceară lui Elie, omului Dumnezeu care s-a luptat cu profeții falci, care a trăit prin minune, trei ani și ceva, care în fiecare zi vedea bunătatea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu, să-i ceară... Ilie, vreau ca să vină peste mine o îndoită putere din Duhul tău, nu ca să mă mândresc, nu ca să arăt eu cât de grozav sunt, ci ca să vadă lumea că tu ai putere, că Dumnezeu are putere și că poate să împlinească minuni mai mari decât le-am plinit în timpul tău. Și până la urmă, provocările pe care le-a avut Elisei au fost foarte mari și a avut nevoie de această măsură îndoită din Duhul lui Dumnezeu. Dacă vorbim de chemarea la slujire, o găsim în Cartea 2 Împărați, capitolul 2, de la 1 până la 11 și aici se relatează despre acel moment în care Elisea a preluat de la Ilie rolul de proroc și despre momentul acela în care el a fost uns ca profet. Măsura dublă din Duhul lui Ilie a venit asupra lui, așa cum a cerut. Știți ce îmi place foarte mult la, la pasajul acesta și la momentul acesta? Faptul că Ilie nu i-a zis lui Elisei, bățică, că, vezi că tu ceri cam mult. Adică, ce vrei să demonstrezi? Tu să ceri o îndoită putere din Duhul meu, dar ce tu ești mai grozav decât mine? Sunt acei hipopotami din lucrarea lui Dumnezeu pe care numai Dumnezeu îi poate da la o parte din scaune, din jilțuri, din amvoane, din slujbele pe care le ocupă câte 20-30 de ani și nu-i mai scoate nimeni de acolo, nu mai e nimeni mai bun ca ei, nu știe nimeni mai mult ca ei, nu poate concepe nimeni planuri mai bune sau mai performante decât ei. Totul este despre ei, pentru ei, doar în jurul lor și nimeni nu mai poate crește la umbra lor. Însă Ilie n-a fost așa. În momentul în care l-a văzut pe Elisei, având această credință și acest curaj, a zis, Măi, dacă o să mă vezi în momentul în care mă urc la cer, voi fi răpit la cer, o să-ți se întâmple. Dacă nu, nu o să-ți se întâmple. Cu alte cuvinte, dacă ai determinarea, credința necesară ca să primești acest dar al lui Dumnezeu, ți se va întâmpla. Și mă bucur că l-ai cerut. Pentru că nu-i vorba de mine, nu-i vorba de lucrarea mea, nu-i vorba de orgoliu meu, e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă tu ești vrednic pentru asta, Dumnezeu va vedea și îți va da orice ai nevoie. Asta da atitudinea unui om al lui Dumnezeu. Nu era complexat, nu era eclipsat de valoarea lui Elisei, de entuziasmul lui, nu căuta să-și păstreze poziția, țintuindu-se acolo într-un scaun, într-o anumită funcție. Nu, așa sunt oamenii lui Dumnezeu, oamenii autentici al lui Dumnezeu. Și după ce a primit această putere, Elisei a devenit un proroc, un om al puterii și al minunilor. În continuare aș vrea să trece repede în revistă, să amintim câteva dintre minunile făcute de prorocul Elisei. Vă aduceți aminte că după ce s-a întors de la acea răpire a lui Ilie, da, după ce a trecut înapoi Iordanul, a avut un moment de îndoială. Și având mantaua lui Ilie în mână, a zis, păi, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dar a lovit cu mantaua apele Iordanului și apele Iordanului s-au despicat din nou. Să știți că fiecare minune a lui Elisei sau fiecare minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Elisei are o semnificație deosebită. Despicarea apelor Iordanului arăta Israeliților că Dumnezeu nu se schimbă, că puterea lui Dumnezeu este la dispoziția noastră ieri, azi și în veci și că Dumnezeu nu face minuni doar în anumite circunstanțe. Dacă este nevoie, Dumnezeu poate să facă minuni oricând. Era o perioadă de apostazie, era o perioadă de necredință, era o perioadă de criză, era o perioadă în care oamenii erau debusolați, nu știau în ce direcție să o apuce. Era o perioadă în care oamenii nu mai aveau acea încredere în puterea lui Dumnezeu. Și poate că trăiau cu acele povestiri și cu acele povești uh... Foarte frumoase, pioase, pe care le spuneau părinții, pe care le spuneau bunicii, pe care le spuneau străbunicii despre trecerea Mării Roșii. O, oh, de mult copii, ah, știi cum lucra Dumnezeu. Am trecut prin Marea Roșie ca prin uscat. Dumnezeu a făcut minuni, ne-a crescut și ne-a ținut în pustie 40 de ani cu mană. Ne-a dat apă din stâncă. O, oh, ce vremuri erau aceleași. Și poate că și tu îți aduce aminte de vremurile frumoase, de vremurile când biserica era altfel, de vremurile când exista putere, entuziasm și dorința aceea, dragostea din tâi în biserica ta. Și te uiți cu nostalgie în trecut și zici, oh, atunci vremurile erau altfel, atunci lucrurile mergeau într-o altă manieră, oamenii erau mai calzi, erau mai iubitori, da, erau și bune și rele. Însă, aș vrea să spun că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu schimbă caracterul, poate schimbă metodele, dar el poate să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut acum 50, 100 de ani, 1000 de ani, 2000 de ani, puterea lui este aceeași. Și în momentul în care Elisei a despicat apele Iordanului, Dumnezeu a transmis un mesaj. Hello, dragii mei, sunt aici, sunt același, sunt lângă voi, nu v-am părăsit. Aș vrea să luați mesajul acesta la inimă și să înțelegeți că de fapt Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu are aceeași putere și poate să ne ofere atunci când avem nevoie de ea. Deci după ce a despicat Iordanul, cei din Israel s-au uitat și au zis Vai, uite, puterea lui Ilie a venit peste Elisei. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Versetul 15 din 2 Împărați, capitolul 2. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Îmi place foarte mult momentul acesta în care Dumnezeu predă mai departe ștafeta lucrării altui om. Noi credem că suntem de neînlocuit, suntem oamenii fără de care nu se poate. Fals! Dacă ai ideea asta în minte, scoate-ți-o repede. Indiferent cine ai fi, pastor, prezbiter, conducător în biserică, nu contează cine ești dacă ești în politică sau în conducerea țării, scoateți din cap ideea asta că ești infailibil și că fără tine nu se poate. Ba, se poate, sunt 10.000, poate 20.000 sau 50.000, poate chiar mai bun decât tine. Nu asta este ideea, când Dumnezeu te cheamă la o lucrare... Trebuie să faci ceva pentru binele oamenilor, repet, pentru binele oamenilor. Și asta a făcut Elisei, a despicat apele Iordanului și fiii prorocilor când a văzut, wow, Dumnezeu este încă alături de noi, Dumnezeu n-a murit, Dumnezeu încă face minuni, Dumnezeu încă are pe cineva care să ne călăuzească, să ne păstorească pe mai departe. Și după minunea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu că au existat unii tineri care au început să ia în râs lucrarea lui Elisei. Așa cum se întâmplă și astăzi. Când cineva vrea să pună lucrurile la cap și să le facă așa cum trebuie, există destui experți și destui deștepți și destui critici să îl atace și să spună, a, păi nu-i bine așa, păi cine ăsta chelbosul ăsta, pleșuvul ăsta, ce să facă ăsta? Și au început să râdă de el. A, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Și Elisei a blestemat în numele Domnului, iar acei copii sau acei tineri au fost mâncați de doi urși, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu lucrarea lui Dumnezeu nu te joci. Cu Dumnezeu nu te joci. În momentul în care crezi că ești cineva și îți bați joc de lucrarea lui Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu, în momentul în care îți bați joc de cei pe care îi păstorești și începi să-i exploatezi, atunci ești sub blestemul lui Dumnezeu. Și aici nu mai vorbim de pile, relații, cunoștințe. În momentul când Dumnezeu aruncă blestemul asupra ta, nu te mai scapă nimeni de acolo nu te mai scapă nici tata, nici bunicul, nici mama, nici pilele pe care le ai, nici tresele de pe umeri, nici funcția pe care o ai, nici influența pe care o ai, nici banii pe care ai, nimic nu te mai scapă de mânia lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu tinerii aceia bagiocoritori. Și asta se va întâmpla, dragii mei, și cu generația aceasta de tineri bagiocoritori ai valorilor pe care Dumnezeu le-a lăsat de la început. Încep să spună pe toate rețelele de socializare că nu are rost să faci copii. Cum să faci copii? Trebuie să trăiești pentru tine. Încep să spună că nu are rost să muncești, pentru că dacă dai trei click și te-ai dus pe nu știu ce criptomonede, te-ai îmbogățit peste seară și este super ok așa. Dacă ai suficiente like-uri și suficiente comentarii și suficienți urmăritori pe rețelele de socializare, nu mai trebuie să ai cultură, nu mai trebuie să ai consistență, nu mai trebuie să oferi nimic, doar povești și niște baliverne. Dar lucrurile nu stau așa. Pentru că la un moment dat toate aceste lucruri se vor răsufla, se vor evapora și până la urmă oamenii vor vedea că ești un nimic, că nu vinzi nimic, că nu oferi nimic. Dumnezeu vrea să avem consistență și omul lui Dumnezeu, Elisei, a fost cel care a oferit ceva poporului, a oferit credință, a oferit speranță, a oferit resurse, a făcut minuni în beneficiul poporului, astfel încât poporul să aibă încredere în Dumnezeu. A venit și momentul de criză. Momentul în care și-au dat seama că au nevoie de Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în urmă cu 2, 3, 4 ani, înainte să vină pandemia asta, eram tare țanțoși împotriva lui Dumnezeu și tare, tare revoltați și foarte idealiști și foarte neîncrezători în puterea lui Dumnezeu. Ei, după ce a venit criza, cu pandemia, după ce a venit războiul, acum urmează criza cu energia, oamenii încep să-și dea seama că, de fapt, tot ceea ce s-a construit împotriva lui Dumnezeu este o mare gogoașă umflată cu minciuni. Și au început să vadă că lumea politică nu-i poate salva, că toate sistemele bancare și economia nu-i poate salva, că, de fapt, sunt multe minciuni și multe interese la mijloc și că, până la urmă. Tot mai bine era cum credeau proștii în urmă cu 100, 200 de ani sau 2000 de ani, că aveau încredere în Dumnezeu, că aveau valori, că aveau familie, că munceau cu drag, că aveau uh, acea mulțumire în momentul în care primeau binecuvântările lui Dumnezeu, tot acolo ajungem. Că vrem, că nu vrem să recunoaștem, tot acolo ajungem. Și asta vrea să ne spună Dumnezeu prin Cuvântul Său. Ioram, împăratul lui Israel, un idolatru și un neascultător, a ajuns în problemă. S-au războit cu moabiții și în acel război s-au dus în pustia Moabului și acolo au rămas fără apă. Și în momentul acela, când rămâi fără resurse, în momentul în care îți dai seama că viața ta depinde de Dumnezeu și de resursele pe care El ți le-a dat, în momentul ăla îți dai seama că nu ești atât de grozav. Și apropo, să știți că valorile adevărate și adevăratele active nu sunt cele pe care vi le vând toți pe social media. Adevăratele active materiale, nu sunt nici Bitcoin, nici Ethereum, nici celelalte tâmpenii de, de criptomonede pe care le vedeți pe acolo. Nu sunt nici aurul, nici argintul, nu sunt nici banii din bancă, nici cardurile pe care le ai, nici apartamentele, nici celelalte lucruri pe care tu ți le construiești ca active. Nu astea sunt adevăratele active, pentru că nu astea întrețin viața, sunt niște active convenționale. În momentul în care nu va mai fi cerere pentru ele, nu vor mai valora nimic. Vor fi egale cu zero. Când nu o să mai cumpere oamenii locuințe, nu vor mai avea valoare. Când oamenii nu vor mai căuta aur, nu va mai avea valoare. Când oamenii nu vor căuta paladiu, nu va mai avea nicio valoare. Când oamenii nu vor mai căuta mașini, nu vor mai avea nicio valoare. Toate vor fi elemente de aruncat la gunoi. Adevăratele resurse sunt cele care întrețin viața. Adică pământul, hrana pe care el o produce, și apa, țineți minte lucrul ăsta, să vă intre bine aici Adevăratele resurse sunt pământul pe care noi îl vindem pe temiri la străini da? Hrana și apa, păi astea se vor căuta întotdeauna Întotdeauna oamenii vor avea nevoie de hrană și de apă Întotdeauna vor avea nevoie de lucrurile astea Oricât de uh, prosperă ar fi lumea sau oricât de săracă ar fi Întotdeauna oamenii vor căuta hrană și apă. Astea sunt adevăratele resurse, adevăratele valori. Restul sunt trecătoare. Nu zic că nu sunt bune, nu zic că nu trebuie să investești, nu zic că nu trebuie să le folosești atâta vreme cât merg. Dar trebuie să ai gândire atât de lungă și atât de echilibrată încât să înțelegi, bă, da, dacă toate astea se duc, ce mai rămâne până la urmă? Păi, am nevoie de mâncare, de aer, de apă, nu? Astea rămân. Și au ajuns fără apă. Cu toată oștirea, cu toată logistica, cu toate strategiile ca să meargă împotriva moabiților. Și Dumnezeu îi aduce într-un punct în care își dau seama, băi, dar stai că noi nu avem apă. Avem arme, avem cai, avem tot arsenalul ăsta de armament. Dar la cine folosește? Că noi murim de sete aici în câmpia moabului și vin ăștia și suflă peste noi și murim ca niște muște aici. Și au început să-L caute pe Dumnezeu. Unde-i prorocul Domnului să vină acum? Și l-a luat un pic și peste picioare Elisei pe, pe împăratul lui Israel. De fapt erau, erau mai mulți împărați, era și Iosafat acolo. Iar împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea mâinile Moabului. Da, Și în momentul în care i s-a adresat Ioram, care era din tulpina lui Ahab, din rădăcina lui Ahab nelegiuită, în momentul ăla Elisei a zis, versetul 13, ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis, nu, că și Domnul a chemat pe acești împărați ca să-i dea mâinile moabului. Ai, te rog, ajută-ne acum, hai că uite, lasă lăsăm și Dumnezeu și toate... Uh, toate zeitățile păgâne la care ne-am închinat, dar acum, te rog, numai acum ajută-ne. I-a spus atunci Elisei, dacă ar fi, dacă n-aș ține cont de împăratul celălalt, al lui Iuda, la tine nici măcar nu m-aș uita. De ce? Păi, odată te duci după alți Dumnezeu și după alții idoli și acum vii la Dumnezeu când ai probleme. Așa o se întâmple și în, în perioadele de criză. În momentul în care oamenii vor ajunge cu cuțitul la os, vor striga către Dumnezeu. Dar s-ar putea să fie prea târziu în momentele acelea, dragii mei. Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocitată lui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis, nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea mâine moabului. Elisei a zis, viu este domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Da, o atitudine a unui om al lui Dumnezeu, cu verticalitate. Oare cum ar fi fost tratat astăzi Elisei? Da? Poate că l-am fi trecut la incorrect din punct de vedere politic. O mare prostie, corectitudinea asta politică. Observați că peste tot apar numai din toate țările, indieni, Bangladesh, din ăștia prin funcții, premierul britanic să fie de altă naționalitate, așa n-ai mai văzut așa ceva. De ce? Pentru că se caută oameni docili, oameni care să fie esmeni, oameni care să spună da să trăiți, oameni care să nu. Aibă altceva în cap decât să implementeze politica satanică globalistă. Asta se întâmplă, dragii mei. Și asta este adevărul. Oricât de mult ne-am Și avem și noi reprezentanți pe la NATO, pe acolo o să vină la președinție, o să vedeți mari candidați, mari porumbei albi și mari salvatori. Gogoș! Până la urmă, lumea se duce pe o traiectorie care uh, merge spre nimicire. Nu pentru că o spun eu, ci pentru că așa o spune Dumnezeu. Și o să vedeți că pașii ăștia se vor face repede, pentru că ne ajută tehnologia. Până acum n-au avut tehnologia să facă lucrul ăsta. Însă, tehnologia îi va ajuta să implementeze cele mai draconice și cele mai restrictive programe și planeta noastră va deveni un lagăr imens. Mai ales, de fapt, va deveni pentru toți, dar mai ales pentru cei care au alte opinii. Alte minuni pe care le-a făcut Elisei, după ce a scos apa aici din pământ, a zis, uite, să pas grob și Dumnezeu a făcut să răsară, să iasă apă de acolo, să țâșnească apă. Le-a adus apă în pustie. Apoi, în perioada de criză, când o femeie era pe punctul de a-și pierde copiii, ca să fie vândut ca sclav, pentru că avea datorii foarte mari și stați liniștiți, o să ajungem și acolo și o să vină statul și o să zică, a, nu ai asta, de apartamentul încoace, a, ai credit la bancă, e, nicio problemă, lasă că îți luăm locuința, îți luăm mașina, îți luăm tot ce ai și vei deveni sclavul statului. Luăm noi, pe da oricum, nu-ți dau nimic. Ce-ți dau? Niște unități electronice. Când te duci la bancă, ce-ți dă banca? Nu -ți Dacă îți dă bani, cash, ei au valoare fiduciară. Sunt niște valori convenționale. Practic nu-ți dau nimic. Însă tu îți dai ani, tăi de viață, muncești pentru acei bani și devii sclavul acelora care te împrumută. Spune clar Biblia în proverbe să fugi de datorii ca de penerele, pentru că tu devii sclavul aceluia de la care te-ai împrumutat. Da, dar Elisei o ajută pe femeia aceasta să scape și de datorii. A mulțit un delem. Apoi, în momentul în care făcea călătorii în zona Sunemului, s-a prietenit cu o familie bogată, care nu aveau copii. I-a ajutat să aibă un copil, s-a rugat Domnului și Domnul le-a dat un copil. Copilul acela a murit când a fost undeva pe la vârsta pubertății, adolescenței și a înviat fiul femeii din Sunem. Dacă ne gândim la alte minuni, minunea prin care Elisei a prefăcut acea ciorbă otrăvitoare într-una comestibilă, iarăși o, o minune. Oamenii mureau de foame, nu mai aveau ce să mănânce, s-au dus sau cules curcubete sălbatice. Lasă că o să învățăm noi și plantele comestibile, și toate celelalte uh, alimente care ne slujesc ca hrană. Și o să vedeți că dacă se ajunge până acolo. Vom învăța și alte lucruri pe care le-am neglijat până acum Însă până atunci îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le avem Deocamdată suntem îmbuibați, nu murim de foame Dar în direcția aceea ne îndreptăm Apoi în momentul în care era foamete A venit un om la omul lui Dumnezeu la Elisei cu 20 de pâini de orz Și da s-a scumpit și pâinica, s-a scumpit rău de tot și dacă în urmă cu un an de zile o luai la un preț, acum o iei aproape dublu. Ce faci în situația aceea? Zici ca oma lui Dumnezeu, o, oh, ce bine că am eu de mâncare, ce bine că proștii ăștia lucrează pentru mine și mă întrețin pe mine. Nu, Elisei n-a zis așa, băi, asta e hrană. Nu pot să mănânc atâta eu să mănânc 20 de pâini, să fac burta mare, să nu mai ajung la amvon din cauza ei și ăștia să să moară de foame. Nu se poate așa ceva. Eu am nevoie să fiu altruist. Trebuie să mulțesc pâinile astea, să rugă lui Dumnezeu, le-a împărțit și a mulțit pâinile alea ca să se ajungă la toți. De fapt, să știți că aici este o cheie prin care putem explica toate crizele de pe acest pământ. Cum se poate explica, dragii mei, că până ieri era ok, era bine, toate mergeau super ok și de mâine începe criza. Pă bune, toate sunt făcute, dragii mei, toate sunt scornite, toate sunt inventate de bănci și de marile corporații pentru ca să-i sărăcească pe cei mulți. Este inexplicabil cum un pământ roditor, același pământ roditor, nu mai poate să hrănească lumea și omenirea. Este inexplicabil cum un procent foarte mic de oameni dețin că n-ar putea cheltui 20 de generații după ei. La ce trebuie atâtea? Ce să faci cu atâtea resurse? Ce să faci cu ele? Unde să le consumi? În timp ce ceilalți asistă la un proces de sărăcire. Dacă ne gândim la vindecarea lui Naaman, de lepră. Iarăși, o ocazie în care Elisei ar fi putut să se îmbogățească, pur și simplu. A, vrei vindecare, ai venit cu banii, adă, bănuț, încoace. Politica draconică pe care o aplică astăzi companiile farmaceutice și companiile care se îmbogățesc de pe urma necazului oamenilor sau de pe urma crizelor pe care tot ei le-au creat. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu acele așa zise investiții în sănătate și în binele oamenilor vaccinuri expirate care se aruncă, da? dacă ne gândim la, la investițiile în sănătate și s-a făcut cu izoletele, s-a cheltuit sume enorme, dragii mei. Unde sunt? Nu sunt investiții în sănătate, sunt investiții în buzunarul companiilor mari. Sunt jafuri la nivel de țări. Știu că e periculos ceea ce spun și este incorrect din punct de vedere politic, dar dacă nici acum nu ne trezim, dragii mei, și nici acum nu se destupă mintea, înseamnă că ne-am tâmpit cu totul de cap. Nu mai judecăm rațional, nu mai judecăm corect. Păi ce înseamnă să investești în sănătate? Și ce înseamnă să investești în sănătatea ta? Și în sănătatea populației? În primul rând să faci un program de educație, cum să previi lucrurile. În al doilea rând, înseamnă să... să Pui la dispoziția oamenilor acele elemente care îi ajută să fie mai bine și să nu meargă la doctor. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să faci teste și că dai la o parte știința, nu. Să ajungă cât mai rar acolo, să n aibă nevoie de un sistem care să-i țină sclave acolo, dependenți de perfuzii, de tratamente, să nu mai ai atâta diabet, să nu mai ai atâta cancer, să nu mai ai atâta hipertensiune, să nu mai ai atâta uh, lipsă de imunitate, să nu mai ai atâta colesterol trebuie să-i educi pe oameni să nu ajungă acolo, ori tu dacă educi să ajungă acolo înseamnă că vei face un sistem prin care oamenii să devină dependenți de tine, cu sănătatea cu economiile, cu energia cu toate celelalte ori Elisei a zis, eu n-am nevoie să mă îmbogățesc de seama nenorociților, de seama oamenilor care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și o să-l vând scump la suprapreț. Nu, asta este gândire satanică, este gândire diabolică, dragii mei. Minunea cu fierul de la secure care a plutit pe ape, momentul în care un tânăr s-a dus acolo să ajute și el să facă un seminar teologic, nu? s-au dus în pădure să taie lemne, am împrumutat o secure de la cineva, era binevoitor și la un moment dat fierul de la secure a sărit în apă. Ce să fac, domnul meu? Este de împrumutat. Du-te și te rogă. roagă. Roagă-te domnului și să te ajute, domnul, că e bine să stai să te rogi. Da, e bine să stai să te rogi, dar e bine să și faci ceva. Și cuvântul spune că a luat un lemn, a aruncat în apă și fierul de la secure a plutit pe ape. Să știți că Dumnezeu nu este dependent de legile fizicii. Da, da, ați auzit bine. Dumnezeu a făcut legile fizicii, dar El nu este dependent de ele. Oricând poate să le anuleze, oricând trebuie, poate să fie deasupra lor, oricând poate să facă să funcționeze invers și fierul de la secure să poată pluti pe apă da, asta este puterea lui Dumnezeu și dacă încă ne mai îndoim de ea atunci înseamnă că avem o mare problemă dacă vorbim de lovirea cu orbirea sirienilor și de prorocia făcută în vremea foametei din timpul asediului Samariei iată câteva minuni pe care Elisei le-a făcut în vremurile de criză în vremurile în care poporul lui Dumnezeu n-avea direcție, n-avea Dumnezeu n-avea o credință puternică și mergea așa, când încoace, când încolo, după ce spunea un proroc, după ce spunea altul, și au fost loviți crunt, au fost loviți cu foamete, cu război, cu toate amenințările cu care suntem loviți și astăzi. Nu s-a terminat bine una că urmează alta, nu se termină cealaltă că urmează cealaltă și nu se vor termina. Astea vor fi cât e lumea și pământul, dragii mei. Dar este important să înțelegem lecțiile pe care Dumnezeu ni le transmite aici. Este important să înțelegem că pentru Dumnezeu nu există imposibil. Pentru oamenii lui Dumnezeu nu există imposibil. Oricât de mare ar fi crizele, oricât de mare ar fi provocările, dacă rămâi lângă Dumnezeu, ești puternic. Poate va veni vremea în care tot ce ai avut ca sprijin până acum, nu va mai valora Absolut deloc sau nu te va mai ajuta cu absolut nimic. Ce faci în momentul acela? Ce faci? Ce faci în momentul în care nu o să mai ai bani să plătești facturile? Ce faci în momentul în care nu o să mai ai bani să-ți cumperi de mâncare? Ce faci în momentul în care ți se va impune un anumit stil de gândire și un anumit stil de închinare? Pentru că lucrurile nu se opresc atât de ușor. Bun, bun, vrei să mănânci, dar stai că trebuie să renunți la drepturi, trebuie să zici cum zicem noi, trebuie să faci ce facem noi, trebuie să te încadrezi, să fii ca un dobitoc care se duce la tăiere. Asta este linia, asta este politica mondială. Și dacă noi credem că o să vină porumbeii de peste ocean să ne salveze, vă înșelați groaznic și amarnic. Vă înșelați enorm de mult. Istoria arată, este martură că nu s-a întâmplat așa, și tot aici am rămas cu vecinii ceilalți. Și nu vreau să înțelegeți că fac politică aici, nu. Vreau să ne ridicăm deasupra politicii și să înțelegem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Până la urmă, toate aceste lucruri, crize, foamete, război, ură între popoare, minciună, demagogie, răutate, vânzarea semenilor, astea toate au fost prezise. Și spun că venirea Domnului Hristos este aproape, spun că este chiar la uși. Și până la urmă, văzând ce se întâmplă, de unde ne luăm modelele, de unde ne luăm puterea, de unde, de unde ne luăm credința? Uite aici, avem în cuvântul lui Dumnezeu acești oameni care nu s-au vândut pentru bani, care nu au căutat foloasele lor, care l-au păstrat pe Dumnezeu un suflet, indiferent care ar fi fost conducerea, împăratul, politica, au iubit adevărul și l-au spus indiferent ce spunea împăratul sau ceilalți. Și aici avem o mare problemă. În momentul în care cauți să vezi lucrurile exact așa cum sunt, a, ești procutare. Dacă încerci să amendezi anumite... A, păi dar cum poți să gândești în felul ăsta, în epoca noastră? Și o să ajungem la o societate tembelă, dragii mei, în care nu o să mai ai familie, nu o să mai trebuiască să gândești pentru că gândesc alții în locul tău, nu o să mai ai libertăți, o să fii ca și cu lesa. Cât, cât ai... Păi dacă toți banii o să fie electronici, nu o să mai... O să spună... Dar auzi, dar pentru ce trebuie asta? Dar nu ai nevoie de asta. Spune-mi noi ce să faci cu ei. Ai nevoie de carduri de credit să fii tot timpul dependent? Dar la ce trebuie să-ți nu știu ce? Dar la ce trebuie să fii proprietar? Dar la ce trebuie? La ce trebuie? Și până la urmă vei fi un sclav al acestui sistem, nu știu cum să-l numesc, socialist, nazist, comunist, liberal, libertin, tembel, nu știu cum să-i spun, dar oricum, este o amestecătură de toate și a luat ce este mai rău din toate ca să producă un hibrid demonic. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la adevăratele valori. Să ne întoarcem la familie, să ne întoarcem la cuvânt, să ne întoarcem la credință, să ne întoarcem la omenie, să ne întoarcem la o viață în care să ne manifestăm un caracter nobil, să ne întoarcem la simplitate. Da, asta este mesajul lui Dumnezeu. Caut un om printre ei, zice Dumnezeu. Nu găsesc niciunul. Îl caută și astăzi. Îl caută Dumnezeu. Caută în inima mea, caută în inima ta, să fim acel om de care are nevoie. Spune cuvântul că în cele din urmă Elisei era pe patul de moarte. Și a venit împăratul Ioas ca să îl concilieze, să-i spun, să-l binecuvânteze. Cam așa suntem și noi. Când lucrurile se strică foarte mult, când lucrurile sunt pierdute, când zarurile au fost aruncate, ne gândim și noi să mai mergem la Dumnezeu, să facem o rugăciune, să căutăm pe oamenii lui Dumnezeu, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu. Însă vine vremea când va fi prea târziu. Spune prorocul Amos. Că vor căuta cuvântul Domnului. Vor umbla în tați de la o mare la alta, de la răsărit la apus, să caute cuvântul Domnului. Și nu-l vor găsi. Exact ca și oamenii din vremea potopului. Au căutat, dar n-au mai găsit mila și îndurarea lui Dumnezeu. Elisei, omul care nu credea în imposibil, a arătat că există niște valori care nu se strică niciodată. Există niște valori ale lui Dumnezeu care sunt valabile în orice epocă, în orice timp. Și dacă te bazezi pe ele, vei putea să rămâi integru, vei putea să rămâi lângă Dumnezeu, vei putea să fii puternic și nimeni și nimic nu te va clinti. Iată mesajul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Este vremea să nu mai credem în minciuni. Este vremea să ne destupăm mintea. Este vremea să ne luăm din altă parte modelele. Este vremea să închidem televizoarele, sau mai bine zis, tembelizoarele, și să ne luăm informațiile din altă parte. Citiți mai mult, dragii mei, pentru că mai ales cărțile vechi au în ele o anumită rigoare academică. Astea care mai apar azi, nu știu ce mai este cu ele, dar cărțile sunt sursă de înțelepciune. Cartea cărților este cea mai mare sursă de înțelepciune, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și dacă vrem să, să rămânem puternici, să nu renunțăm la aceste valori în favoarea acelora care ni se vând cu tot felul de slogane și cu tot felul de promisiuni mincinoase. Este vremea să ne apropiem de Dumnezeu. Elisei a fost omul imposibilului. A fost omul care nu accepta ca o situație să le ia prin surprindere. Nu accepta ca Dumnezeu să nu poată interveni. A murit cineva, poate să învie. A venit foametea, nicio problemă, Dumnezeu ne poate da de mâncare. A venit ăștia ca să ne ia cu hapca, să ne ducă sclavi în Siria. Au venit atunci cu toată oștirea. Și în momentele acelea, cu o rugăciune, și cu încredere în Dumnezeu, Elisei i-a lovit cu orbire pe toți acei sirieni și, umiliți, au trebuit să recunoască puterea lui Dumnezeu. Asta este metoda prin care luptă oamenii lui Dumnezeu. Nu acelea prin care. Înarmezi lumea, tu zici că faci pace oferind arme mai departe. Păi asta nu este pace, dragii mei. Asta e ca și cum ai băga gaz pe foc. Nu mai băgăm nici din ăla că e prea scump. Nu poți să faci pace livrând arme și îmbogățindu-te, săltându-ți economia, împrăștind în țările altora nenorocire, foame, tejaf și sărăcie și distrugere în masă. N-ai cum să spui că ești omul lui Dumnezeu Folosind minunile astea, numai diavolul poate să-ți dea în cap asemenea, asemenea grozăvii. Și de-a lungul timpului s-a dovedit că acele capete care au condus la război au fost direct conduse de demoni. Eu tot criticăm pe Hitler și pe ceilalți, dar avem și noi demonii contemporani care acționează și au diferite interfețe. Și care ni se prezintă ca fiind apărătorii democrației și a libertăților. Nu, dragii mei! Libertatea nu se apără în felul acesta. Libertatea înseamnă să ai caracter. Libertatea înseamnă să te poți manifesta. Libertatea înseamnă drepturi. Libertatea înseamnă să, să poți să te miști, să poți să gândești. Asta înseamnă libertate. Nu condiționările în care am fost băgați în ultimii ani de zile. Însă, am o veste bună pentru tine. Indiferent de sistemul politic în care trăiești, indiferent de epoca în care trăiești, indiferent de ceea ce ești obligat să faci, tu, în spiritul tău și în gândirea ta, poți să fii liber. Și asta este vestea bună a Evangheliei. Uitați-vă la Domnul Hristos. Erau romanii. El era liber să spună, să acționeze cum dorește. Pentru că nu a avut interese meschine, politice, nici politico-religioase. Și nu au putut să-l înhațe de nicăieri. Pentru că el era liber. Dacă vreți să fiți liberi, uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la Elie, uitați-vă la Elisei, uitați-vă la Avram, uitați-vă la Moise, uitați-vă la Isus Hristos. Ei au fost cu adevărat liberi. Și dacă au trecut prin probleme prin încercări, dacă au trecut prin greutăți, asta nu i-a determinat să schimbe valorile, nu i-a determinat să schimbe convingerile, nu i-a determinat să schimbe principiile, nu i-a determinat să se miște așa ca frunza pe apă. Ei au rămas acolo unde dorea Dumnezeu. Tu poți să fii un om care nu acceptă imposibilul în viața lui. Poți să fii un om al credinței, poți să fii un om al speranței, poți să fii un om care își păstrează valorile în toată această furtună mondială care s-a abătut peste lumea noastră. Tu poți să rămâi integru pentru că ai această putere dată de Dumnezeu, ai toate resursele puse la dispoziție de Dumnezeu și nimic și nimeni nu te poate clinti din loc dacă rămâi lângă Dumnezeu. Elisei a rămas lângă Dumnezeu. Și indiferent ce a venit, el a rostit cuvântul lui Dumnezeu, a rămas acolo la principii și în felul acesta a putut să fie un ghid, o lumină, a putut să traseze o cale pentru toți cei care erau debusolați, dezorientați în vremea lui. Aceasta este provocarea pentru mine și pentru tine. Să fim oameni care nu mai cred în imposibilul acesta care ni se Trântește în față. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii credinței, oameni care rezolvă lucrurile, oameni care vin cu soluții, oameni care își păstrează optimismul, oameni care sunt veseli, oameni care sunt cu, cu acea putere în suflet lăsată de Dumnezeu. Este ocazia mea, este ocazia ta să fim oameni care nu mai cred în imposibil. Este ocazia noastră să credem în puterea lui Dumnezeu care face toate lucrurile posibile. Pot să fiu eu, pot să fii tu. De ce n-ai fi și tu un om care nu mai crede în imposibil, un om care crede în puterea lui Dumnezeu și care merge din victorie în victorie. Ăsta poți să fii chiar tu.